să vorbesc despre persoană, comunitate și comuniune în spațiul real și virtual. Am să plec de la ce spunea domnul profesor Băurșanu mai devreme un pic, citat pe Georges Lemaître. Există două căi de a ajunge la adevăr, religie și știință. Vorbesc suficient de tare sau e nevoie să... Da. Acest lucru este pentru oamenii de știință, într-adevăr, sincer cu ei înșiși, este evident, pentru că cu cât se avansează în știință, apar întrebări la care doar religia dă răspunsuri. Cu cât cercetezi mai mult, îți dai seama că știi foarte puțin. Și eu n-am să mă refer la fizică, pentru că specialitatea mea este alta. Am să mă refer la matematică și în special la informatică, la tehnologia informației, eu fiind ca formație inginer de calculatoare. Și predau în acest domeniu. Și în special am să mă refer la inteligența artificială de care m-am ocupat și am avut experiență exact în direcția aceasta. Cât avansez în cercetarea inteligenței artificiale, încercarea ca inginer, în general, încerci să faci niște dispozitive, niște aparate, niște programe de calculator și cu cât avansez în încercarea de a face astfel de programe, astfel de dispozitive, de roboți care să fie asemănător omului, îți dai seama că ești foarte departe și că ceva lipsește. Astăzi am să mă refer în contextul temei simpozionului la exemplul remarcabil al spațiilor virtuale. Deci s-a vorbit mult de spații, spațialitate, spațiu fizic. Eu am să mă refer la spațiile virtuale și un extrem al acestor spații virtuale este realitatea virtuală în care pot exista, deci deja există experimente și realizări, pot exista indivizi artificiali, pot exista inteligențe artificiale care populează aceste realități. Dar spațiul virtual, imediat o să vedem, este nu numai realitatea virtuală, acesta este un extrem, este și ceea ce noi folosim. Poate și dumneavoastră folosiți, sunt convins că marea majoritate ați folosit chat-ul, ați folosit când ați vorbit, ați fost undeva plecat, ați folosit Yahoo Messenger cu imagine să discutați cu soția sau cu un prieten, ați intrat în așa numitele spații virtuale, în rețele sociale, acum sunt, știm foarte bine, Facebook, toate aceste rețele, Twitter și așa mai departe. Bun. Am să mă refer la cine primul citat sau o trimitere care a fost făcută ieri de către cineva, la Părintele Stăniloae, care spunea că spațiul fizic este caracterizat de distanța efectivă, mai mică sau mai mare, între oameni. Această distanță, bineînțeles, dacă ne aflăm la distanțe foarte mari, separă, cel puțin fizic, oamenii. Și spațiul virtual, tocmai acest lucru permite să elimine această distanță fizică, să putem dialoga cu persoane aflate pe în Australia, să zicem, ca să nu dau un extrem, dar oriunde pe glob, unde există internet. Deci se oferă această posibilitatea comunicării și aici s-a ajuns, plecând inițial de la, știți, radio, televizor, astăzi s-a ajuns, cum spuneam, la chat, Skype, Yahoo, chiar realitate virtuală. Întrebarea este, prin această eliminare a distanței fizice, nu cumva se elimină și o dimensiune specifică comunicării față către față, comunicării adevărate? Este bine? Este rău? Ce trebuie să facem? Astea sunt niște întrebări pe care mi le-am pus și mi le pun și în ceea ce prezint vreau să mă refer la ele. În primul rând, ce înțelegem prin spații virtuale? Deja am spus câte ceva. Este această comunicare mijlocită spre deosebire de spațiul real,
care permite o comunicare nu numai verbală, efectivă, textuală, limbaj, dar și așa numită non-verbală, comunicarea în spațiul real include gesturi, mișcarea, direcționarea privirii, schimbarea culorii feței, ne roșim uneori, simțirea căldurii celuilalt uneori, transpirația chiar, emoțiile. Acestea, bineînțeles, mai greu se pot transmite, poate în transmiterea aceasta cu imagine, dar nici acolo nu poți chiar absolut tot să... Problema aceasta a corporalității, de fapt, că aici este unul din punctele cheie, să știți că a ajuns și inteligența artificială cumva la concluzia că nu poți să creezi o inteligență artificială fără să consideri și aspectele corporalității. Chiar am fost de curând, acum câteva luni, la o conferință internațională care a fost nume mari somități în robotică. Eu sunt specialist mai mult în prelucrarea limbajului natural. Acolo au fost foarte mulți specialiști în robotică și una din discuțiile care au fost au plecat chiar de la filozofia existențialistă, de la Heidegger și de la faptul că un robot care să poată să se apropie de inteligența umană ar trebui să poată să aibă și conștiința morții. Deci, vedeți, asta discuții în cadrul tehnologic, deci între ingineri, între, bineînțeles, erau și în inteligența artificială, nu sunt numai ingineri, sunt și matematicieni, dar și filozofi, neurologi, psihologi, sociologi, antropologi. Deci s-a ajuns, vedeți, știința, avansul acesta al științei aduce cumva tocmai problemele acestea existențiale și care, dacă le privim într-o perspectivă religioasă, ele sunt evidente. Bun. Eu am să încerc să aveam un text scris, dar am să încerc să, bineînțeles, să spicuiesc ca să nu depășesc timpul. Am să sar un pic. Spațiul viitor, am spus, sunt aceste rețele sociale, chat-uri și mai departe. Acum, în spațiul virtual, astăzi comunicarea se face în special prin scris, voce și imagine, după cum probabil știți. Alte simțuri deocamdată nu sunt, cum se spune, implementate. Miros, gust. Poți intra într-o conferință chat, știți foarte bine, poți să stai acasă pe fotoliu și să discuți. Noi, la proiecte internaționale curent, avem întâlnirile acestea în spațiul virtual, în care mai multe persoane și cu imagine dialogăm. Am să vă refer acum pe scurt la realitatea virtuală, care este un extrem, cum spuneam, al ideii de spațiu virtual. Și aici, la realitatea virtuală, poate că ați văzut prin film, ați văzut, sunt dispozitive care îți dau o impresie a imersiunii totale într-un mediu virtual, artificial, creat. Nu numai că poți să vezi pe alții, poți să te deplasezi, să te uiți pe sumasă, să vezi unde vrei tu. Deci poți să navighezi. Poți să simți, dacă iei în mână ceva, să-l simți. Niște mănuși speciale care îți dau senzația aceasta de simțire. Există, poți să-i vezi pe ceilalți, care pot să fie, bineînțeles, niște imagini captate de camere de luat vedere, dar pot să fie niște avataruri. Poate că ați auzit de Second Life, a doua, e foarte la mod acum. Dar pot să fie și persoane artificiale. Da? Te poți întâlni cu imagini care, de fapt, nu este un om care vorbește și o imagine a lui, ci este creat artificial, este o inteligență artificială. E, dacă alte probleme sunt, să zicem, rezolvate mai mult sau mai puțin, sau vor fi rezolvate, de exemplu, când pipăi să simți într-adevăr o țesătură, deocamdată nu s-au realizat perfect, dar sunt chiar de bună, am văzut dispozitive care îți permit să simți chiar texturi. Pentru că acele mănuși data glove, cum se numește, mănuși de date, sunt mai grosiere. Dar aici se va avansa. Problema este crearea acestor indivizi artificiali. Nu spun aici, iar ajungem la discuția imediată individ-persoană. Oare se vor putea face astfel de indivizi artificiali cu care să discuți în realitatea virtuală și să nu poți să discerni dacă este o persoană adevărată sau nu? Ei, aici este, de fapt, problema crucială a inteligenței artificiale. Este așa numitul test Turing, Alan Turing, matematicianul Alan Turing, care a avut foarte multe contribuții. El este, de fapt, matematicianul care a creat modelul calculatorului, mașina Turing,
război, el a fost printre cei care a descifrat codul Enigma nemților. Și el a, în anul 1950 a zis că până în anul 2000 se va realiza inteligența artificială. Și a zis ce înseamnă, cum zice, cum vedea el. Că se vor face programe de calculator care vei putea dialoga și nu-ți vei da seama că vorbești cu un om sau cu un calculator. Adică dacă, de exemplu, tu scrii un mesaj și primești un răspuns și acel răspuns e scris de un om sau e scris de un calculator, în momentul când nu vei discerne cine dă răspunsul, atunci înseamnă că acel calculator are inteligență artificială. Acest lucru nu s-a realizat. Am trecut de cei 50 de ani. E un premiu anual care se dă, un premiu foarte mare pentru cei care se apropie de acest deziderat. Dar nu s-a realizat și nu se pare că se va realiza vreodată. Pentru că problema limbajului, de fapt, problema dialogului, până la urmă, este esențială posibilitatea de a dialoga, de a intra în dialog. Și aici, problema aceasta este încă foarte departe. Un exemplu foarte mult este Google Translate, care poate l-ați folosit. El te ajută, dar nu poți să te bazezi pe el, pentru că uneori apar niște aberații, cum se traduce. Da? Și aici sunt păreri foarte avizate care zic că niciodată nu se va depăși acest nivel. Bun. Deci această problemă a spațiilor virtuale în care poți să te întâlnești cu să zicem, indivizi artificiali, este o problemă foarte importantă. De fapt, noi ne lovim și noi asta vă loviți de ea permanent. Chiar dacă n-ați fost în realitatea virtuală. Dar ați văzut probabil că de multe ori când intrați în anumite programe, vă cere, vă arată un scris de mână și vă cere să dați textul care e scris acolo. Dar e fapt tot un fel de test de inteligență artificială. Pentru că sunt foarte multe programe care intră pe astfel de site-uri și le blochează. Sunt oameni răuvoitori care vor să blocheze un site și atunci trimit programe care tot intră acolo. Și ca să vadă că nu e un robot, un program care intră acolo și blochează, atunci îți cere să... ceea ce un robot deocamdată nu poate să facă, să recunoască acel scris. Da? Sau, când vin mesaje, e-mail, știți că ai câștigat nu știu ce, sau sunt mesaje false generate. Cum îți dai seama că este o persoană adevărată sau este un program? Da? Deci, eu am spus de realitatea virtuală la extrem, dar ne lovim zi de zi de această de acest aspect. Acum, realitatea virtuală. Să zicem că am avea realitatea virtuală. Dar oare acel avatar poate reda exact ceea ce există față către față? De exemplu, sclipirea privirii. Că de multe ori când discuți cu cineva față către față, e schimbul acesta non-verbal. Aici e o întrebare dacă și deocamdată... Aici se poate cum un... spunea un filozof, nu cumva spun un fel de zombies, știți ce sunt zombies. Da? Era John Searle, care m-a discutat de problema conștiinței de roboți și de ideea că, de exemplu, dacă la creier tot timpul se fac, eu știu, proteze și așa mai departe, când va fi un moment când poate ne transformăm într-un fel de zombies? Deci suntem un fel de automate care nu mai avem conștiință. Oare și aceste personaje din realitatea virtuală nu devin niște zombies? Bun. Am să trec acum la noțiunea de comunitate și comuniune. Asta de ce? Pentru că noțiunea de comunitate, termenul de comunitate, a căpătat o schimbare importantă în ultimii 10, 20, 30 de ani. Dacă înainte comunitatea era legată de o spațialitate. De exemplu, în Dex se spune că o comunitate este o localitate, o țară în care anumite o comunitate partajează niște lucruri în comun și așa mai departe. Deci era ceva legat de o spațialitate. Astăzi, spațiul virtual permite crearea de comunități, de foarte multe comunități, care, bineînțeles, nu mai sunt legate de spațialitate. Și apare mai mult dimensiunea care era și asta trecută în text, dar undeva mai pe la urmă, pe la coadă, că sunt, eu știu, acționul pe partajarea nu a spațiului fizic, ci a unor interese, credințe sau norme de viață. Deci am preluat chiar din Dex. Și, de exemplu, acum au apărut foarte multe, să vorbim de comunități de practică, comunități de interese, comunități cognitive, comunități de învățare. Aici n-am să mai intru în toate detaliile, dar acest aspect al construirii sociale a cunoașterii este, acum ca o paranteză, e legat și de eu am mai, cu altă ocazie, am tot insistat pe acest aspect, pe eșecul inteligenței artificiale. Aici e o problemă filozofică fundamentală,
E trecerea de la o abordare egocentristă, de gen cartezian, de gen eu am cunoașterea în capul meu și idealul inteligenței artificiale era să extragă această cunoaștere, să creeze roboți care să se comporte ca un om, da? Să creeze baze de cunoștințe, să creeze... Deci trecerea de la această idee la faptul că foarte multă cunoaștere e construită, de fapt, socială. Da? Multe cunoștințe nu există în capul unei persoane, ele sunt în comunitate, în interacțiune. Există acum alternativa la această paradigmă cognitivă în inteligența artificială, care a fost pentru decenii dominatoare, este paradigma așa numită socioculturală. Aici sunt, de exemplu, ideile lui Vygotsky. Faptul că multe, și limbajul îl consideră ca un artefact construit social, în interacțiune. De asemenea, Wittgenstein. Aici Wittgenstein știți foarte bine. El, în cele două perioade, este foarte concludent pentru aceste idei. El, în tinerețe, era, știți, idealul școlii de la Viena, neopozitivismului, care voia să exprime totul în logică și inteligența artificială. Inițial asta a încercat prin logică, prin demonstrarea automată a teoremelor, programe automate să obțină orice rezultat. Și s-a văzut că nu se poate, și aici sunt limitări care n-am să intru în detalii de mai multe, cu alte ocazii am intrat în mai multe detalii. Iar spre sfârșitul vieții, în acea a doua perioadă a lui Wittgenstein, l-a spus, de fapt, limbajul este un joc. E un joc de limbaj, e ca într-un joc în care există mutări, există replici, există cuvintele depind de context. Este această dimensiune în limbajul construit social. Deci, ideea de comunitate și toate aceste această răspândire a comunităților nu este numai dată de faptul că avem la posibilitatea să facem aceste comunități pe Facebook, pe forumuri de discuții, pe tot felul de... Ele au apărut, să știți, de puțin timp aceste comunități, că știți, și au apărut spontan. Au apărut prima dată, a fost o comunitate de... Erau acel Flickr, nu știu dacă ați auzit, care se partajau poze. Da? Oamenii își puneau pozele pe internet și le partajau cu alte... Și pe urmă au apărut comunități de diverse domenii. Acum sunt foarte, foarte, foarte multe. Eu, de exemplu, în domeniul academic sunt tot felul. Academia e, nu știu mai care, nu știu, tot ziua am venit tot felul de poate și noastră, să intri în diverse comunități, să partajezi articole. Ele sunt foarte utile. Bun. Acum, ce vreau să spun? Există termenul care, noastră, mai ales în domeniul religiei, de comuniune, este foarte bine știut. Care e diferența între comunitate și comuniune? În Dex, este cumva, dacă te uiți în Dex, comuniunea este caracterizată prin niște, spun, niște legături strânse între oameni. Aici am să mă refer la un citat din Părintele Stăniloae, care spune așa, am nevoie de celălalt și celălalt are nevoie de mine. Între persoane nu există graniță. Aceasta este comunitatea ridicată la rangul de comuniune, de împreună urmare. Într-un fel, toți suntem plecați și supuși unii altora. Dar în supunerea comuniunii nu suntem anihilați. În singurătate noi suferim. Chiar individualistul, narcisistul însuși nu se simte bine fără alții. El trebuie să gândească despre altcineva, chiar dacă pe acesta îl concepe ca inferior. Am să mai aveam un citat, n-am să-l mai... în lucrarea, în extens, o să puteți, dacă vreți, să-l vedeți tot din Părintele Stăniloae. Întrebarea este, se poate face o comuniune în spațiu virtual? Aici am văzut chiar, era o discuție la un moment dat, acum vreo 2 ani, dacă, de exemplu, se poate face o spovedanie prin e-mail. Da? Am văzut o discuție și aici era o... Cred că unii dintre... Cred că eram la sâmbătă sau nu știu, am fost o discuție pe această temă. Deci sunt niște întrebări. Oare acest spațiu virtual permite, într-adevăr... Acum, normal că o reacție a fi, domnule, gata, nu mai folosim nimic. Nu. Dar trebuie totuși să ne dăm seama și aici, de exemplu, inteligența artificială, un profesor de la Stanford, care era unul dintre pionierii inteligenței artificiale, ulterior a trecut de partea cealaltă și e foarte legat de filozofia existențială, de fenomenologie, și el spune că inteligența artificială este ca un birocrat care nu are empatie.
Deci e foarte importantă empatia. Și empatia în sensul de a te pune în pielea celuilalt, de a simți ce simte celălalt, deci tocmai ideea de corporalitate. Și după părerea mea, mă uitam, de exemplu, am fost la festivalul Enescu și e extraordinar cum o mulțime de o sală imensă, toți tac, bineînțeles, mai sunt mici excepții undeva, ceea ce și la biserică, de fapt, este. E altceva totuși să fii în sală sau în biserică decât să fii acasă, să te uiți la televizor sau chiar într-o realitate virtuală. Acolo îl vezi pe cel de alături, îl vezi, cumva te vezi și pe tine când îl vezi pe cel de alături. Îi vezi slăbiciunile lui, îți vezi poate și slăbiciunile tale. Da? Este altceva totuși acest... chiar dacă se poate merge la extrem, cum spuneam, cu realitate virtuală. Aici, bineînțeles, e un spațiu de discuții foarte amplu. Încă nu se știe unde se va ajunge și care sunt consecințele. A să mă refer foarte pe scurt, pentru că timpul cred că cam se apropie de... Nu? Așa, deci am încerc să... Da, a, deci am încerc foarte pe scurt. Eu voiam să discut un pic și de ideea de persoană, și aici tocmai că și individ, și identitate. Tocmai pe, în spațiile virtuale se pierde identitatea. Și pe rețelele sociale și în alte locuri ați văzut că oamenii își pun avatarul, își pun poze, își pun unii, își pun, eu știu, cățel, pisică. Practic, acolo nu mai știi, nu știi cu cine vorbești. Da? Se pierde această identitate și asta iar este o... Și aici aveam un alt citat din Părintele Strămoșilor, am să sar tocmai pentru că timpul a trecut. El spunea, foarte vă spun, comparație cu individul, persoana trăiește în comuniune cu alte persoane de același tip, încât viețile lor se împletesc. Persoana nu știe unde începe viața sa și unde se termină celuilalt, ca într-un continuu. Și aici, în sfârșit, destul se referea și la căldura, simțirea căldurii celuilalt. Bun, am să închei spunând conferințele virtuale, deja sunt, v-am spus, un fapt. Dar, chiar în experiența proprie, am avut un proiect european, aveam, vă spun, conferințe virtuale lunar, dar conferințele efective, față către față, întâlnirile erau mult mai efectiv, mai multe rezultate. Adică, totuși, când ești față în față, iei alte, mult mai ușor niște decizii, este altceva decât o comunitate virtuală. Și mai acum, referindu-mă și la contextul în care ne aflăm, chiar mă gândeam ieri că, de exemplu, într-o realitate virtuală, oare se va putea face o altă realitate virtuală să-ți dea senzația aceasta de, nu știu, dimineață când vezi soarele care te bate, eventual un vânt de munte, un aer, o mireasmă, sau privirea unei mame, sau a unor îndrăgostiți. Pe de altă parte, există limita, care o știți, poate ați văzut filmul Matrix, este limita aceasta a virtualizării în care oamenii devin niște puncte într-o matrice în care stau practic conectați și trăiesc, dar oare se poate trăi? Pentru că știm foarte bine că bolnavii sunt care sunt obligați să stea în pat, la un moment dat apar tot felul de copii. Deci nu se poate. Aici este... Da, cine știe? Deci trebuie să fim... Sunt multe întrebări care se pun și... Aici urmează să vedem. Dar eu zic că din perspectiva religioasă sunt răspunsuri care se dau pentru cine are ochi și ochi. Să asculte, să vadă. Vă mulțumesc.